Taxi. Hai, Nico. Bună ziua, dragii mei, împreună cu Asociația Fiți Oameni. Anul trecut am început să ajutăm oamenii, Dumnezeu ne-a pus pe inimă să ajutăm oamenii și ajutând oamenii am dat peste o familie extraordinară care ne-a impresionat povestea lor și modul lor de implicare în viață și de atunci am început să îi ajutăm mai mult. Este vorba despre Ștefan, copilașii lui și despre soția lui Ștefan, care acum este la lucru, nu este acasă, ea întreține familia și povestea lui Ștefan, vorbind cu el când le-am dus alimente și ceea ce am putut să-i ajutăm, ne-a impresionat mult. Și dacă o să vă uitați la mâna lui Ștefan, mâna este un pic umflată. Ștefan a lucrat. Ștefan, ce ai pățit la mână? M-am paralizat. Ai paralizat. Și înainte tu unde ai lucrat? Ai lucrat la o fabrică, la o firmă. Dar și cu ajutorul banilor care ai câștigat, întrețineai familia. Da. Și văd că ai început la casă. Când erai la Coindu, ai început să lucrezi la casă. Da. Și după ce n-ai putut să mai lucrezi, te-au dat afară de la lucru. Da. Și tu ai insistat și ai încercat să-ți susții familia și să faci o cameră pentru copilași ca să poată să învețe și să poată să meargă la școală, să aibă un loc să-și facă temele, când am vorbit noi la început. Menționez că aveau doar o singură cameră în față și acolo și găteau și făceau temele și dormeau, toată lumea era acolo. Este vorba despre Ștefan, soția și câți copii ai, Ștefan? Am patru. Ai patru copii. Șase sunt eu cu tot nevasta mea. Șase persoane dormeau într-o cameră, acolo făceau și temele și acolo și mâncau. Și văzând dorința lui Ștefan de a ridica o cameră pentru copilași, când am venit aici era doar fundația și am văzut cum vrea, l-am întrebat, mă, dar cum îți ridici tu dacă n-ai nici bani, nici nu poți să lucrezi, nici nimic. Au zis, mă duc prin sat pe la oameni și văd care are nevoie de ajutor. Îi ajut ce pot în gospodărie și zic, domnule, dacă ai o țiglă veche, dă-mi țigla aia, dacă ai un lemn, dă-mi să pot să ridic la copii să fac ceva. Și văzând dorința lui și văzând că nu se lasă, chiar dacă trece prin probleme și dificultăți, văzând că insistă și vrea să-și ridice o cameră la copii, am încercat și noi să-l ajutăm și o să vedeți că treptat l-am ajutat până la faza aceasta, s-au ridicat pereții, apoi am reușit să punem lemnul așa pe casă, da. Apoi să o acoperim cu țiglă. După aceea am dus șapă, am reușit să și betonăm pe jos, pe jos. Și acum trebuie să mai punem, ce mai trebuie, Ștefan, la casă? Tavanul, după aceea un parchet pe jos, da. O ușă bună care să fie, da. Și o sobă la copii. Și atunci o să poată să-și facă temele în liniște, da? Și o cameră mai mare. O cameră mai mare, unde să stea toți copii și niște paturi pentru ei aici. Da. Copii, vă bucurați că aveți cameră unde să vă faceți temele. Da. Când o să fie gata, evident. Acum încă mai este puțin și o să o terminăm și camera asta și apoi o să faceți temele aici. Da? Vă place la școală? Tu în ce clasă ești? 7. A 7-a. Tu? 5. A 5-a. Și tu? A 1-a. Și tu ce clasă ești? La grădini. Tu încă ești la grădini, da? Și abia aștept să merg la școală. La anul ce vine, de septembrie. Și ce vreau să vă mai spun, familia este o familie de oameni foarte gospodari, au capre și au o sursă de venit lapte pentru copii, cresc porci, cresc găini, cresc rațe și încearcă să asigure un trai familiei pe cât posibil, cât să nu le lipsească nimica. Văzând dorința familiei, noi atunci am insistat și am încercat cu ajutorul dumneavoastră și a tuturor oamenilor care au donat, prieteni și cunoscuți, și treptat a reușit să facem până în faza aceasta. Acum ce mai avem nevoie este să finalizăm finisările pe interior și apoi la anul o să avem ca dorință, ca plan, să încercăm în partea asta să facem o baie pentru copii, unde să poată să spele și să poată să spele hainele și să spele și ei, să fie niște condiții decente.